Aproximativ 100 de persoane din județul Mehedinți și-au găsit un serviciu prin intermediul Bursei Generale a Locurilor de Muncă, organizată la sfârșitul lunii mai. Cei mai mulți oameni care și-au găsit un loc de muncă au peste 45 de ani. Ca urmare a evaluării rezultatelor obținute, vă putem spune că în urma monitorizării agenților economici care au participat la această bursă, 96 de persoane, dintre aceștia 28 de șumeri în plată și 68 de șumeri indemnizați au fost angajați și și-au găsit un loc de muncă ca urmare a participării la această acțiune. Aceste 96 de persoane fiind încadrate în muncă la firme, la angajatori care activează în diferite domenii de activitate, precum industria prelucrătoare, industria ușoară, hoteluri și restaurante, construcții, alimentație publică, comerț, transporturi și diverse activități de prestări servicii. 195 de persoane au participat la Bursa Generală a Locurilor de Muncă pentru a-și găsi slujba potrivită în funcție de aptitudinile și competențele profesionale pe care le-au dobândit de-a lungul vremii.